Două cărți care au în prim plan două personalități mușcelene au fost lansate la Galeria Arta din Câmpul Lung. Este vorba de Calitatea educației, învățare, dezvoltare umană, volum omagial dedicat profesorului Ion Neacșu, autori profesor universitar dr. Dan Potolea și lector universitar dr. Firuța Tacea și Jurnalul Laurei 1981-1985 de Ileana Săvoiu, ediție îngrijită, cuvânt înainte, cronologie și note de Adrian Săvoiu. În absența renumitului profesor născut la Mățău și educat la Liceul Pedagogic din Câmpul Lung, astăzi Colegiul Național Pedagogic Carol I, dar și a fratelui, Cezar Neacșu, care a avut unele probleme de sănătate, cartea a fost prezentată de Ioan Crăciun, editorul acesteia. Profesorul Ioan Neacșu este o autoritate națională recunoscută în problematica învățării. A scris numeroase volume și studii care îi conferă o poziție privilegiată în comunitatea academică românească și dincolo de granițele ei. Motivație și învățare, instruire, metode și tehnici de învățare eficientă, învățare academică independentă, sunt câteva dintre cărțile fundamentale dedicate exclusiv învățării sau unor conexiuni cu câmpurile învecinate, și anume educația și dezvoltarea personalității. Partea a doua a întâlnirii de la Galeria Arta a stat sub zodia reamintirilor și a emoțiilor. Jurnalul Laurei este o carte în care se conturează, pe o perioadă de 4 ani, personalitatea unui pedagog de înaltă clasă, dar și de trăiri. Ileana Săvoiu reînvie în amintirile foștilor elevi, a fiului Adrian Săvoiu, dar și a nepoatelor. Jurnalul Laurei, un jurnal scris între 1981 și 1985. Totul a început cu 100 și ceva de ani mai înainte. În anul 1989, când se stingea din viață Mihai Eminescu și după 50 de zile Veronica Micle se otrăvea din disperare cu arsenic, la Câmpul Lung se întemeia o nouă familie. Signor Otaru, vizitiu de lux al Câmpul Lungului, o cerea în căsătorie pe domnișoara Ioana Baroleanu, în vârstă de doar 16 ani. S-a întemeiat această familie și cei doi au avut 6 copii. La această întâlnire de suflet au fost prezenți și mulți dintre foștii elevi ai distinsei profesoare, care timp de peste 30 de ani a predat matematica la Liceul Pedagogic din Câmpul Lung, astăzi Colegiul Național Pedagogic Carol I. Un absolvent de excepție în domeniul academic, profesorul Ioan Neacșu, și despre un dascăl care a avut o contribuție esențială la formarea acelui absolvent și a generațiilor de absolvenți. Emoțiile le am de când am avut o discuție cu domnul profesor Săvoiu, mi-a prezentat și mie, mi-a oferit această carte, și am avut o discuție mai amplă asupra profesoarei Ileana Săvoiu. Mi-a fost profesoară, dar mi-a fost și mamă, mi-a fost și metodist, și nu întâmplător, se spune despre absolvenții de școală normală că sunt cei mai buni dascăli din sistemul de învățământ, indiferent pe ce specialitate profesează. Vreau să spun că sunt momente extraordinare pe care le retrăiesc momentan și este firesc, fiindcă doamna era o persoană de mare delicatețe, de mare finețe, totdeauna aranjată, cochetă, era un model pentru noi fetele, ca ținută la catedră, ca manieră de a preda, ton de a-și expune lecția, răbdarea de a ne asculta. Eu n-am prea iubit matematica pentru că n-am avut aptitudine aparte. Dar distinția, finețea doamnei, te făceau să înveți de jenă, nu de plăcerea obiectului. Și uneori stăteam și mă gândeam cum e posibil așa o doamnă fină și sensibilă să predea un obiect așa de arid. Așa vedeam eu lucrurile la epoca aceea.
Printre invitați s-au aflat și personalități ale culturii naționale, sculptorul Radu Adrian și caricaturistul Bogdan Petri. Adică mi-au simpatizat foarte mult, și-au respectat foarte mult. Și de câte ori întâlnea, au fost și colegi într-o vreme, pentru că taică mi-a fost profesor la pedagogice programe, și de câte ori o vedea, îi spunea să trăiți. Deci taică nu era atât de paralizat de prezența dânsei, chiar era, încât nu mai știa ce spune, îi spunea să trăiți. Nu vreau să trăiți, să trăiți. Și la un moment dat, mama noastră l-a oprit și a spus, domnul Petri, am o singură întrebare la dumneavoastră. Vă rog, spuneți. De ce îmi spuneți mereu să trăiți? Doamne, și mi-am dat seama dar nu o să mai fie așa. Atunci a schimbat registrul. Deci ăsta este un moment foarte pitoresc, zic eu, și mi-a rămas să minte. Nu se putea ca de la această lansare să lipsească cele două nepoate ale distinsei profesoare, de altfel personajele principale ale jurnalului. Dar nu oare eu fac manuscris acest jurnal și oarecum eram familiarizată cu conținutul. Dar anul ăsta, în ianuarie, când indicam primii 5 ani, tatăl meu mi-a făcut o surpriză extraordinară. În cadrul zilei de naștere se bate în familie, mi-a prezentat acest jurnal în forma în care îl vedeți acum. Am fost foarte, foarte uimită și, practic, parcurgându-l alături de fiica mea de data aceasta, am avut o dublă trăire. Pe de o parte mă regăseam în paginile acestui jurnal, fetița de acum 35 de ani, și pe de altă parte retrăiam senzațiile copilăriei alături de cei doi copii ai mei, care, întâmplător sau nu, au exact vârstele între care mă aflu eu în acest jurnal. Doi, respectiv 5 ani. Ipostaza de dascăl, dar și de mamă, au fost scoase în evidență de Cristina Nicula. Aș începe să întreb așa, câți părinți au șansa să aibă copii care să-și iubească familia, să-și respecte părinții și după ce nu mai sunt să le respecte memoria și să publice așa ceva în jurnal care sigur este un... o carte, deci eu am citit-o fără să o cunosc decât din vedere pe doamna profesoară și din povestirile tati, dar mie mi s-a descoperit mama care e tot mamă și când e bunică, mama care este tot mamă și la școală când e dirigintă și chiar dacă a fost o reputată metodistă, și dumneavoastră a subliniat aici rolul dumneavoastră de metodistă, de om al școlii, de, mă rog, de om care s-a ocupat de dezvoltarea elevilor săi, eu am descoperit mama Ileana Săvoiu, care și-a iubit atât de mult copiii și nepoatele, încât n-a omis nimic din dezvoltarea lor. Lansarea celor două cărți de la Galeria Arta, prin atmosfera creată și prin modul de prezentare, se încadrează fără echivoc în cel mai important eveniment cultural al anului.